Haideți să ne și ridicăm. Haideți să cântăm o cântare în comun. Te adorăm în fericire, Domnul al gloriei cerești. Te adorăm în fericire, Domnul al gloriei cerești. Ce curață de iubire, inimile mele, sa. Propovăduiește cuvântul, stăluiește asupra lui la timp și nelatim, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Deci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățătura după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copiii credincioși, care să nu fie înviliți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărului, cum este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Amin. 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 Vă rog să recupați. Mă bucur în această zi specială să fiu la serviciul de protonie ordinară. Lui Sorin, colegului meu, a fost colegi de facultate și
și suntem doi absolvenți de filologie care am ajuns să fim păstori, fără voie noastră. Când studiam la Institutul Emanuel pe vremea respectivă, cu siguranță că nici el, nici eu ne-am gândit că într-o zi Dumnezeu ne va chema în lucrare. Ne gândeam, bănuiam totul altceva. Dar Dumnezeu, în voia sa suverană, iată că schimbă planurile oamenilor. Și astăzi și eu și Sorin suntem oameni ai Cuvântului, chemați de Dumnezeu să slujim. Aș vrea doar câteva minute să ne uităm în cele două texte pe care le-am citit. Este învățătura Apostolului Pavel, adresată la doi dintre colaboratorii săi, Timotei și Lidia. Amândouă textele vizează viața, caracterul, comportamentul unui slujitor al lui Dumnezeu. Și când m-am gândit la un cuvânt și pentru Sorin, dar și pentru biserică, Duhul Domnului m-a călăuzit în această direcție privind la nevoile bisericii în secolul 21 și la greșelile pe care biserica din secolul 21 le face. Voi menționa trei greșeli, trei capcane în care biserica poate să cadă atunci când stă în fața unui pas major, în fața acestei chemări de a-și alege un nou păstor, un nou slujitor în biserică. Prima capcană pe care o observăm este calificarea în locul chemării. Tot mai mulți oameni pun accent pe calificarea unei persoane în detrimentul chemării acelei persoane. Nu-i așa, ne uităm în jurul nostru și căutăm să avem păstori calificați, slujitori calificați în biserică. Suntem impresionați când auzim titlurile unei persoane, când auzim, când auzim despre pregătirea unei persoane. Și oamenii, de obicei, sunt foarte sensibili atunci când o persoană se prezintă în fața lor și cu foarte mult curaj și, să nu folosesc cuvântul tupeu, uneori reușește să se impună doar datorită pregătirii pe care o are. Nu sunt împotriva pregătirii, împotriva. Și eu și Sorin suntem absolvenți de universitate. Dar un lucru pe care o biserică trebuie să-l înțeleagă foarte bine în alegerea unui păstor este dacă persoana care stă în fața ei este cu adevărat chemată de Dumnezeu la cea lucrare. Când uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu întotdeauna pune accent pe chemare înaintea calificării. Dar Domnul este Cel care pregătește, echipează o persoană pentru slujire. Dar primul lucru pe care Dumnezeu îl face este să cheme pe cineva la slujire. Degeaba avem persoane calificate în fața noastră, dar care nu sunt chemate de Dumnezeu. Chemarea este acea siguranță divină că Dumnezeu i-a pregătit din veșnicii pentru o anumită poziție de slujire. Și indiferent de ceea ce se întâmplă, tu rămâi acolo pentru că Dumnezeu este Cel care te-a chemat la lucrarea respectivă. Cred din toată inima că Sorin a fost chemat de Dumnezeu la această slujire și mă spun foarte țin un om. O lună înainte, au fost patru candidați care s-au prezentat la comunitate pentru coordinare. Și spuneam colegilor din Comitetul Comunității, ați observat elementul în comun pe care toți patru l-au? Și am zis, toți sunt între 45 și 50 de ani. Deja sunt oameni intrați în chemare, sunt oameni probați în lucrare. Sunt oameni care au fost credincioși deja lucrării de ani de zile. Și a venit și momentul în care Dumnezeu să onoreze slujirea lor, chiar fără diplomă, conducându-i spre acest moment al ordinării, al hirotinierii. Chemarea este extrem de importantă în viața unui slujitor al Dumnezeu. Pentru că este ziua în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru chemarea lui Sorin în lucrare. Mă rog din toată inima ca Domnul să-l întărească în acest moment. Vor fi multe momente în viața lui și sunt momente în viața fiecărui slujitor în care îndoiala cu privire la chemare se strecoară în viața noastră.
Sunt oameni, sunt împrejurări, evenimente care, în primul rând, este Satan, care vrea cu orice preț să folosească de împrejurările vieții pentru a naște îndoieli cu privire la chemarea noastră. Iar un om chemat este un om sigur de chemarea care i s-a făcut, pentru că vine din partea lui Dumnezeu. Iar un om care și-a înțeles chemarea este un om neclintit în lucrarea la care a fost chemat. A doua capcană în care bisericile din vremea noastră pot să cadă este aceea de a se uita la potențialii slujitori din fața lor prin perspectiva carismei și nu a caracterului. E o vreme în care oamenii pun foarte mult accent pe carisma unei persoane și mai puțin pe caracterul ei. Mai suntem noi preocupați de caracterul celor din fața noastră când vine vorba de o poziție de slujire, când vine vorba de alegerea unui pastor, când vine vorba de alegerea unui dirijor de cor sau de fanfară, când vine vorba de un diacon sau un presbiter sau orice altă lucrare din biserică. Ne uităm noi la caracterul acelei persoane și dacă da, considerăm noi că este mai important caracterul decât carisma. Lumea în care trăim a trivializat acest termen carisma. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem foarte bine ce este carisma. Carisma ține de un dar, un dar pe care Dumnezeu îl dă. Iar darul este întotdeauna legat de har. Un om care are carismă în lumina cuvântului Dumnezeu este un om hăruit de Dumnezeu și dăruit de Dumnezeu pentru o anumită slujire. Dar niciodată Dumnezeu nu face rabat la caracterul unei persoane în detrimentul carismei. Ceea ce cere Dumnezeu de la un slujitor este caracter în primul rând. Dumnezeu are nevoie de slujitor de caracter. Când uităm în cele două texte citite și ne este timp să trecem prin toate elementele menționate de Apostolul Pavel, putem să observăm cât de mult accent pune Apostolul Pavel călăuzit de Duhul Sfânt pe caracterul unui slujitor. Cum trebuie să fie el în viața de familie, cum trebuie să fie el în relația cu membrii bisericii, cum trebuie să fie în relația cu cei din afara bisericii. Caracterul este cel care ilustrează cu adevărat chemarea noastră. Un om de caracter este un om cu adevărat chemat. Cel chemat de Dumnezeu în slujire și așezat de Dumnezeu în slujire este întotdeauna un bărbat de caracter. Iar când ne uităm la exemple din Sfânta Scriptură, putem să vedem modul în care Dumnezeu i-a ridicat pe unii, le-a format caracterele și apoi i-a pus, i-a investit într-o anumită lucrare. Să știți că caracterul nu se formează peste noi. Caracterul este acea măsură prin care Duhul lui Dumnezeu ne formează pentru ceea ce pregătește mai târziu pentru noi. Pentru Moise a fost nevoie de 40 de ani în pustie, în Madian, ca Dumnezeu să-i pregătească caracterul pentru lucrarea care îi stătea înainte. Apostolul Pavel a trebuit să stea 3 ani în Arabia înainte ca Dumnezeu și să-i formeze, să-i șlefuiască caracterul înainte de a-l trimite în lucrarea de misiune. Apostolul Petru și ceilalți apostoli au stat lângă Domnul Iisus Hristos timp de 3 ani și jumătate în care Domnul a lucrat la caracterul lor, le-a format caracterul, le-a șlefuit temperamentul pentru a-i pregăti pentru lucrare. Dumnezeu niciodată nu trimite în lucrare oameni lipsiți de caracter. De aceea o biserică înțeleaptă întotdeauna se va uita mai bine la caracterul unei persoane înainte de a se uita la carisma acelei persoane. Și ultimul aspect pe care vreau să-l menționez este o altă capcană în care cădem în vremea noastră și anume să ne uităm la celebritatea și la notorietatea unei persoane în detrimentul credincioșiei. Ne uităm după oameni celebri. Căutăm nume sonore în jurul nostru. Nu e așa. Am dori să fim păstoriți de cei mai cunoscuți păstori din județul sau din zona în care stăm. Ne-am dori să avem în biserică cei mai buni cântăreți. Ne-am dori să fim înconjurați de vedete. Avem și noi vedetele noastre. Și fără să ne dăm seama, nu facem altceva decât pe mulți dintre ei să-i aruncăm așa cu un tobogan, lucrând la celebritatea lor și pierzând din vedere că Dumnezeu întotdeauna lucrează
la credincioșia și la caracterul unei persoane. Și de multe ori, oamenii credincioși lucrării sunt trecuți cu vederea, sunt considerați neimportanți și nevaloroși. Dar avem un Dumnezeu care întotdeauna răspătește credincioșia. Când stăpânul s-a întors să-și evalueze slujitorii, a spus celor drepți care au făcut tot ceea ce trebuia, bine, rău, bun și credincios. N-a apreciat stăpânul alte calități, n-a apreciat carisma, n-a apreciat spiritul lor de investiție, investitor. Stăpânul s-a uitat la credincioșia lor. Uitați-vă, citiți învățătura Domnului Iisus Hristos, învățătura Noului Testament și veți vedea că ceea ce va aprecia Dumnezeu într-o zi este credincioșia mea și credincioșia fiecare dintre noi. Aceasta este ceea care vine în urma noastră și ne conduce până în veșnicie. Slujitorul credincios este slujitorul care rămâne lângă stăpân și în vreme bună și în vreme rea. Și dacă sunt încă 1000 lângă el și dacă mai rămân doar 2, el rămâne credincios, nu oamenilor, ci stăpânului său. Pentru că știe că stăpânul său se va întoarce într-o zi și îi va cere socoteală. Iar socoteala față de stăpân nu este în funcție de realizările noastre personale, ci în funcție de credincioșia noastră față de el. Îmi doresc, Sorin, aceste trei elemente pentru tine în viața de slujire, în bisericile în care Dumnezeu te-a așezat sau te va așeza, să fii un om care să-ți înțelegi bine chemarea. Iar un om chemat este un om care atunci când a pus mâna pe coarnele plugului nu se mai uită la Domnul. Să fii un slujitor care întotdeauna să pui preț pe caracter și să-i rămâi credincios lui Dumnezeu până la capăt. Știu că răsplata vine de la Domnul. Amin. Urmează momentul special al rugăciunii de consacrare în lucrarea aceasta pentru fratele Sorin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Să îngenuncheze și noi ne vom pune mâinile peste el. Aș vrea să dau citire actului de ordinare, de hirotonisire, numărul 63, din 9 iulie 2021, potrivit cu învățătura Sfintelor Scripturi, comisia de ordinare, compusă din pastorii mai jos menționați, la hotărârea și cererea Bisericii Creștine Baptiste Credința din localitatea Dernișoara, județul Bihor, și a Bisericii Creștine Baptiste din localitatea Ineu, județul Bihor, și pe baza procesului verbal de examinare întocmit la data de 9 iunie 2021, prin care este declarat apt pentru slujba de pastor, a procedat la oficierea actului de ordinare a fratelui Maier Sorin, prin punerea mâinilor, potrivit cu învățătura Noului Testament. În baza actului de ordinare și acestui act, fratele nostru Maier Sorin este declarat pastor și se face părtaș la slujirea Bisericii lui Hristos prin proclamarea Evangheliei și oficierea actelor de cult, potrivit cu mărturisirea de credință și cu statutul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Comisia de ordinare este formată din fratele Pădure Gheorghe, președinte, Fauralin, secretar și fratele Galpiș Aurel. Fratele Sorin va îngenunchea. Noi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste el, peste slujirea lui, peste viața lui. Iar după ce ne vom ruga, vom cere binecuvântarea Domnului și prin cântare. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-să numele Tău. Amin. Ne plecăm cu milință în fața Ta și te rugăm, Doamne, ca înainte să ne punem noi mâinile peste fratele Sorin, să spui tot mâna pe Dumnezeu. Amin.
Binecuvântează-l, Doamne. Sfințește-l, Doamne. Echipează-l cu tot ce are nevoie ca să fie un bun slujitor. Și te rugăm să-l binecuvântezi familia întreagă. Mulțumim pentru soția lui credincioasă. Te rog, Doamne, să fie totdeauna un ajutor potrivit. Pentru copii te rugăm să-i binecuvântezi și pe ei. Să-i ferești de păcat, de ispite. Și la momentul potrivit te rugăm să le dai fiecare fără ajutoare potrivite în casa ta. Amin. Pentru bisericile pe care le va păstori, Doamne, ajută-i să fie o binecuvântată. Să facă lucrarea aceasta cu lepădare de sine. Amin. Ca și pentru tine, nu ca și pentru oameni. Te rugăm să-L păzești de oameni răi. Binecuvântează, Doamne, bisericile acestea și te rugăm să le crești și spiritual și numeric. Mulțumim pentru că ai lucrat la caracterul Lui. Mulțumim că l-ai binecuvântat cu părinți, cu misiuni. Doamne, la rândul lor, la rândul Lui, ajută și pe El să crească pe alții. Îți mulțumim pentru că ne iubești. A ta să fie gloria și slava. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt m-am rugat. Amin. Amin. Doamne Tată Ceresc, te lăudăm că și astăzi continui să chem oameni în lucrare. Amin. Mulțumim că într-o zi ne-ai chemat și pe noi. Amin. Și mulțumim că te-ai folosit de noi. Amin. Acolo unde am greșit, iartă-ne, Doamne. Amin. Și, Doamne, echipează-ne în continuare cu Duhul Tău Sfânt să putem face lucrarea cu puterea. Amin. Mulțumesc că l-ai chemat și pe Sorin. Mulțumesc că într-o zi l-ai convins această chemare. Chiar dacă trebuie să aștepte 6 ani până s-a confirmat chemarea, te rog să-l ajut să-ți rămâne credincioasă. Amin. Te rog să binecuvintezi părinții lui. Amin. L-au crescut lângă tine. Fă și în continuare să-l sprijinească. Amin. Știu personal ce înseamnă rugăciunea unei mame. Mama mea s-a rugat pentru mine. Dacă sunt în lucrare, sunt că tu ai ascultat rugăciunea ei. Te rog să vedești pe mama lui și tatălui. Alături de ei binecuvântă-i soția și copiii. Și împreună ajută-i să lucreze. Și pentru că oamenii pe care tu îi chem, le dai și călăuzire. Te rog să-i dai călăuzire și viziune, Doamne. Fă-l o binecuvântare pentru bisericile în care lucrează. Și oricând se va ridica în numele tău, dă-i cuvânt și mesaj. Fă-l să facă lucrarea cu dragoste, cu smerenie și cu toată dăruirea. Că te-a rugat de numele și meritele Domnului, acum și în veci. Amin. Binecuvântăm pe Cel care cheamă în lucrare și astăzi, slujitor. Mulțumim pentru fratele Sorin, mulțumim pentru chemarea pe care i-ai făcut-o, mulțumim că a înțeles această chemare și a fost gata împreună cu familia lui să se pună la dispoziția ta. Doamne, ne chem să te slujim în vremuri grele. Ne-ai spus că vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele. Te rugăm, ajută-ne să nu dăm înapoi. Mă rog, Doamne, să însoțești de ungerea Duhului Tău cel Sfânt, slujirea fratelui Sorin. Dă-i putere în propovăduirea cuvântului. Dă-i autoritate în disciplină, în mustrare, în mângâiere. Dă-i putere în lucrare. Și fă-l o mărturie pentru bisericile care slujește. Te rog să-l dărești pe Aurelia lângă el, pe Cristi și pe Damari, și să-i binecuvintezi. Să faci o mărturie pentru toate familiile din bisericile care slujești. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste vremuri de har. Mulțumim că încă te putem sluji pe tine. Putem să lucrăm pentru lărgirea împărăției tale. Fă-l câștigător de suflete pentru împărăția ta. Dă-i har să vadă suflete mântuite. Fă-l cap și nu coadă în lucrare. Și fă-l o binecuvântare pentru cei din jurul lui. Te rog să-i binecuvintezi întreaga familie, pe toți cei din acelui. Și harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți. Și în mod special cu fratele Sorin. Amin. Amin. Rugul binecuvântării. Rugul binecuvântării.